numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Ție-ți spune inima mea, am căutat fața Ta, fața Ta, Doamne, o caut, nu-ți întoarce fața de la mine. Fața Domnului venim să o căutăm și noi, iubiți credincioși, în fiecare duminică, ziua Domnului, în care Hristos ne cheamă, ne adună în jurul Sfântului Altar pentru a aduce Tatălui jertfa de mulțumire pentru darul mare al mântuirii. Vă invit ca la această sfântă liturghie să punem pe Sfântul Altar o intenție specială de rugăciune pentru toate persoanele din lumea întreagă afectate de acest virus. Și avem prezenți în rugăciunile noastre, în mod special pe confrații noștri care sunt în Italia, în zonele cel mai afectate și care poate se unesc, neavând altă posibilitate, se unesc cu noi la această Sfântă Liturghie pentru că ne urmăresc. Ne recunoaștem cu umilință greșitori, păcătoși în fața lui Dumnezeu și cu încredere îi cerem iertare ca să luăm parte cu inimi curate la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului Tău,
ca purificându-ne privirea lăuntrică să ne putem bucura de vederea gloriei tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abram: ieșiți din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău spre țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta și voi face mare numele tău și vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema, îi voi blestema. Și prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Abram a plecat, după cum i-a spus Domnul. Cuvântul Domnului. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Cuvântul Domnului și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea Domnului. Ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să scape de la moarte sufletul lor și să-i hrănească în timp de foamete. Așteaptă pe Domnul, pentru că El este scutul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Și noi am sperat în Tine. Lectura a doua. Citire din scrisoarea a doua Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, după puterea lui Dumnezeu, Cel care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul Său și pentru harul pe care ni l-a dat în Iisus Hristos, mai înainte de începutul veacurilor, dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin Evanghelie. Cuvântul Domnului. Mulțumim. Să fie inima ta și pe buzele tale, ca să poți vesti cum se cuvine Sfânta Evanghelie.
glasul Tatălui din nor spunea: Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. Și iată că le-au apărut Moise și Ilie care vorbeau cu Iisus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Iisus: Doamne, e bine că suntem aici. Dacă vrei, voi face aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când încă mai vorbea, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulțumirea mea, ascultați de El. Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte mult. Dar venind Iisus și atingându-i, le-a zis: Ridicați-vă și nu vă temeți. Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit: Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul omului nu va fi înviat din morți. Cuvântul Domnului. Dragi credincioși, în fiecare început de primăvară începem, cum spunem de obicei, curățenia de primăvară. Printre activitățile specifice acestei perioade se numără și curățarea și îngrijirea pomilor. Desigur, mai greu aici la oraș, dar poate la țară, la părinții sau la bunicii noștri. Dacă dorim să avem roade, trebuie să curățăm acești pomi de ceea ce este uscat și să tăiem acele crengi, acele ramuri care sunt prea lungi, pentru ca pomul să dea roade multe. La fel și noi, pentru a ne bucura de roadele bogate în sărbătoarea Învierii, Biserica ne propune acest timp al postului mare ca pe un timp de convertire și de curățare a inimii. Dar ce reprezintă această convertire? Sfânta Scriptură nu ne dă o definiție în acest sens, dar, în schimb, ne oferă exemple de oameni care și-au început convertirea atunci când au auzit glasul lui Dumnezeu. În prima lectură din această zi, luată din Cartea Genezei, ne este prezentat un exemplu de încredere totală în Cuvântul lui Dumnezeu. Abraham, un bătrânel simplu, dintr-o familie liniștită, sedentară, aude o voce care îi spune: Ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău spre țara pe care ți-o voi arăta. Sunt convins că instinctul i-a spus: rămâi, nu asculta vocile astea stupide. Tu ai de toate, prieteni, familie, rude, turme, ce-ți mai trebuie acum plimbări? Rămâi liniștit la casa ta. Dar răspunsul lui Abraham nu a fost influențat de aceste gânduri, aceste voci care îl îndepărtau de la înalta lui chemare. Și a răspuns fără ezitare:
a abandonat pământul său, a plecat din zona lui de liniște, de siguranță și a pornit într-o țară necunoscută. Chiar dacă nu i-a fost deloc ușor să pornească în misiune, prin exemplul său de ascultare totală în cuvântul lui Dumnezeu, el a devenit părintele tuturor celor care cred. În Evanghelia tocmai proclamată, ne este propus spre contemplare misterul schimbării la față a lui Isus. Deși există în calendarul nostru o sărbătoare specifică acestei zile liturgice, și anume data de 6 august, suntem invitați să contemplăm aceeași scenă strâns legată de patima, moartea și învierea Domnului nostru. Evanghelistul Matei, cu un capitol înaintea relatării acestui eveniment, ne spune cum Petru, la Cezarea lui Filip, face mărturisirea de credință. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Însă înainte de această mărturisire, Iisus le-a spus ucenicilor motivul venirii sale în lume, și anume să pătimească, să fie dat la moarte pentru ca a treia zi să învie. În numele ucenicilor, Petru refuză o astfel de opțiune, pentru că nu o putea înțelege. Nu dorea să creadă că este chemat să participe în acest fel la soarta lui Iisus. În contextul acesta, pentru a îndepărta din inimile ucenicilor scandalul crucii, Iisus ia cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, cei care vor fi martori ai agoniei sale în grădina Ghetsemanii, și îi duce pe un munte înalt. Acolo are loc un eveniment extraordinar. Iisus se schimbă la față și se arată celor trei ucenici în toată strălucirea Dumnezeirii sale. Prezenți la această manifestare sunt Moise și Ilie, cei care întruchipează legea și profeții. Petru ar fi vrut să ridice acolo trei colibe pentru a rămâne la adăpost, în siguranță și să contemple măreția lui Dumnezeu, însă nu aceasta era voința Tatălui, nu aceasta era chemarea lor. Pe când Petru încă mai vorbea, un nor luminos i-a învăluit și vocea Tatălui s-a auzit. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care este mulțumirea mea. Ascultați de El. Practic, aceasta era misiunea ucenicilor, să-L asculte și să-L urmeze pe Fiul. Însă ei au realizat de-abia după rusalii care este misiunea Fiului, că va trebui să sufere, să moară, pentru ca să ajungă la gloria învierii, glorie pe care ucenicii tocmai au contemplat-o cu anticipație. Ucenicii, din cauza spaimei, cad cu fața la pământ, însă Iisus se apropie de ei, îi atinge și le spune: ridicați-vă și nu vă temeți. În îndeplinirea chemării lor, ucenicii au fost întăriți de Iisus. Aceștia răspund imediat invitației sale, se ridică și coboară de pe munte împreună cu el. Pentru a înțelege mai bine misterul lui Dumnezeu, suntem chemați să ne convertim, să renunțăm la ideea noastră greșită despre un creștinism triumfalist pe acest pământ, așa cum au crezut și ucenicii, și să dăm mărturie prin cuvintele și faptele noastre, fiind conștienți că Iisus este cu noi în tot ceea ce facem. Sfântul Paul, în cea de-a doua lectură, ne spune că noi avem deja o chemare sfântă prin harul pe care Hristos ni l-a dat. Paul, aflat în lanțuri, îl îndeamnă pe Timotei să participe împreună cu el la suferința pentru Evanghelie, ajutat fiind de puterea lui Dumnezeu, pentru că, vestind Evanghelia, ia deja parte la viața și nemurirea lui Hristos. Tot așa fiecare dintre noi, împlinindu-și propria vocație în mijlocul acestei lumi, participă deja la gloria pregătită de Dumnezeu. O legendă spune că odată o femeie săracă cu un copil în brațe, trecând pe lângă o peșteră, a auzit o voce misterioasă care i-a spus:
Intră și ia tot ce-ți dorești, dar nu uita însă ceea ce este cel mai important. Amintește-ți că după ce vei ieși, poarta se va închide pentru totdeauna. Așa că profită repede, dar nu uita ceea ce este cel mai important. Femeia a intrat în peșteră și a găsit multe bogății. Fascinată de aur, de bijuterii, a așezat copilul pe o stâncă și a început de zor să adune tot ce putea. Vocea misterioasă i-a vorbit din nou: mai ai 8 minute. Când au trecut cele 8 minute, femeia, încărcată cu aur și pietre prețioase, a fugit afară din peșteră și poarta s-a închis. Atunci și-a amintit că a lăsat copilul înăuntru, iar poarta s-a închis pentru totdeauna. Bogăția a durat puțin, disperarea însă toată viața. La fel se întâmplă de multe ori și cu noi. Avem o singură viață de trăit pe acest pământ și o voce ne amintește mereu: nu uita ceea ce este cel mai important, nu uita chemarea ta. Și cele mai importante sunt valorile spirituale: credința, dragostea, adevărul, viața, demnitatea, familia și copiii. Însă de multe ori nu reușim să ascultăm această voce care este în interiorul nostru, deoarece considerăm câștigurile, bogățiile, plăcerile ca fiind cele mai importante lucruri. Cum să mai auzim astăzi glasul lui Dumnezeu într-o lume atât de gălăgioasă? Cum să mai facem diferența între glasul lui, chemarea sa, și celelalte voci care ne spun: eu sunt Dumnezeul tău, urmează-mă și te voi face fericit? În Vechiul Testament, profetul Ilie nu aude glasul lui Dumnezeu în vântul cel mare și puternic, nu într-un cutremur, nu într-un foc, ci într-o liniște adâncă. În ziua de azi ne este frică să mai stăm cu noi înșine. Preferăm gălăgia, zgomotul și nu mai lăsăm ca și interiorul nostru să fie liniștit pentru a asculta glasul lui Dumnezeu. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ofere Duhul Său pentru ca acest timp al postului să încercăm să distingem glasul lui Dumnezeu de celelalte voci și să-L rugăm să ne dea puterea să realizăm ceea ce ne-am propus în acest timp. Amin. Iar acum să ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șa de la dreapta lui Dumnezeu și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul,
care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Preamintim, iubiți credincioși, colecta de astăzi este pentru Caritas. Fraților preiubiți, adunați în jurul altarului, avem siguranța că Tatăl Ceresc ne iubește și ne ajută în planul mântuirii veșnice. Această siguranță ne dă curajul de a-i prezenta în rugăciune dorințele inimii noastre. Să ne rugăm și să spunem: Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca în momentele dificile creștinii să privească la Hristos schimbat la față și să creadă cu tărie în paternitatea providențială a lui Dumnezeu, să ne rugăm. Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca aceia care conduc popoarele și soarta națiunilor, ei să aibă grijă, să aibă mereu gânduri și planuri de pace și să folosească resursele pământului în folosul acelora care au mai multă nevoie de ele, să ne rugăm. Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca aceia care nu reușesc să dea un sens vieții și morții, să redescopere în Hristos, învingătorul morții, rațiunea de a se întoarce la speranța vieții, să ne rugăm. Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca acele persoane care sunt supuse la încercări dure în trup și suflet, să nu-și piardă niciodată speranța, ci toți să găsească în iubirea lui Dumnezeu puterea de a depăși încercările, să ne rugăm. Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca noi, ce adunați în jurul altarului, să participăm la viața comunității noastre de credință, reînnoindu-ne în mentalitatea și activitatea noastră, să ne rugăm. Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca în împărtășirea din aceeași pâine euharistică să mărească în comunitatea noastră credința și să facă să strălucească în noi iubirea, să ne rugăm. Dumnezeule, speranța noastră, ascultă-ne! Dumnezeule, Părintele nostru, noi credem în planul Tău de mântuire pe care ne l-ai încredințat prin Fiul Tău, Iisus. Dă-ne putere pentru a colabora cu Tine, dincolo de orice dubiu și criză, săvârșind totdeauna ceea ce este bine printre frații noștri, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spere de păcate și să sfințească trupurile și sufletele credincioșilor Tăi, pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, după ce le-a prezis ucenicilor propria sa moarte, le-a descoperit pe muntele cel sfânt strălucirea sa dumnezeiască, arătându-le astfel din lege și profeți, că numai prin suferință avea să ajungă la biruința învierii. De aceea, împreună cu puterile cerești, preamărim și noi pe pământ maestatea ta, cântând fără încetare. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău,
Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, partea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei reveni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martirii, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri lăposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm! După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi Tale, voim să-Ți aducem mulțumire pentru că încă de pe pământ ne faci părtași de bunurile cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Binecuvântează-i, Doamne, pe credincioșii Tăi cu binecuvântarea veșnică și ajută-i ca în așa fel să îmbrățișeze Evanghelia Fiului Tău unul născut, încât să suspine mereu după acea mărire pe care ai dezvăluit-o apostolilor în schimbarea la față și să poată ajunge cu bine la ea, prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care i-am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Vă așteptăm, iubiți credincioși, în fiecare miercuri, vineri și duminică, înainte de Sfânta Liturghie de seară, la devoțiunea Căii Sfintei Cruci. Și chiar dacă nu aveți posibilitatea să participați, nu faceți rău dacă acasă, împreună, în familie, faceți această devoțiune împreună. Predicile tematice de miercuri și vineri au în vedere Sfânta Liturghie. Încercăm în acest an care îi este dedicat să o înțelegem cât mai bine, pentru ca să avem cât mai mult folos din participarea la ea. Joi, 12 martie, la ora 19, Preasfințitul Iosif Păuleț va ține cea de-a treia cateheză din Postul Mare.
Mulțumim de data aceasta surorilor Providenței și misionarilor Carității din familia Goaneliană, care s-au implicat în desfășurarea catehezei trecute. Vă așteptăm să participați sau, dacă nu aveți posibilitatea, să urmăriți și dumneavoastră cateheza la Radio Maria sau pe internet. Cum spuneam, colecta de astăzi, a doua duminică din postul mare, ca de fiecare dată, este destinată Asociației Caritas pentru susținerea proiectului serviciilor de îngrijire la domiciliu. Săptămâna aceasta, la Ateneul Tătăraș, mâine 9 martie la ora 17 și miercuri 11 martie la ora 21, va rula filmul Cel mai mare dar. Este un film care vorbește despre cea mai puternică armă, iertarea din iubire. Vă îndemnăm să vă faceți timp și să vizionați acest film. Nu veți rămâne dezamăgiți. Prima împărtășanie a copiilor va avea loc anul acesta în duminica de dinainte de Joia Verde, pe data de 7 iunie, în sărbătoarea Preasfintei Trăimi. Îi rugăm pe părinți să ne sprijine în pregătirea copiilor lor, implicându-se cât mai responsabil și statornic. Mare parte din pregătirea aceasta revine părinților. Duminica trecută, la sfârșitul unei liturghii, cineva a găsit un inel sub o bancă și, întrucât nu a identificat persoana care l-a pierdut, l-a adus la biroul parohial în speranța că va veni să-l caute. Deocamdată nu s-a prezentat nimeni. Dacă în decurs de o săptămână nu-l revendică nimeni, se trece la un plan B. Le spunem la mulți ani astăzi tuturor doamnelor și domnișoarelor și un gând special de prețuire pentru toate mamele. Chiar dacă vremea de afară pare mai tristă, important este ca bucuria primăverii și bucuria acestei zile să ne inunde tuturor sufletele. Să aveți o duminică frumoasă, în continuare un post binecuvântat și o primăvară frumoasă. Lăudați să fie Iisus Hristos!